noroc, stimați telespectatori, mă numesc Ion Iliescu, astăzi vă vezi în știrile rap. Acum două săptămâni s-au desfășurat premiile Rapscar. Da, Rapscar, e Rapscar. Ți las o cicatrice, dacă ești ascultător. Printre categoriile emise enumerăm cel mai rap DJ. Păi da, deci tantebulismul ăsta e poezie. Câștigător DJ, mă păcăp! Nu ne citez. Chiar dacă nu a avut multe piese sau colaborări în 2014, DJ Mapaca trebuie mai mult decât apreciat pentru implicarea lui în evenimentele din Arad. Acesta aducând nenumărați artiști tari de la noi. S-a făcut cunoscut prin organizări, iar pasiunea pentru DJ Ială a pus în aplicare la concerte, acolo unde punea muzică în deschidere, la after party și în orchea și în main event. Combat ar trebui să primească un... se simte din el. Ce mare preacție! Și apoi o propunere. Ia atent aici, dacă mai comentez o dată. Cel mare good vibe, cel mare bad vibe. Nu, păi dar nu, dar... Să cine sunt eu? Numai tupa cum poate judeca. Să vocele de apropiere și specialiști în licuri. Deja m-a spus că pentru 2015 se pregătește o gală, cum se cuvine, prezentată cot la cot de Tonic Obiectiv, împreună cu ăla cu dreptul care nu are dreptul de la UTV. Se vor naște noi categorii precum cel mai rap rap rap, cel mai rap nume rap rap, cel mai rap share pe Facebook, cel mai rap comment, cel mai rap selfie, cel mai rap BPM, cea mai rap durată a unei piese rap, cel mai rap freestyle la webcam. Tot acum două săptămâni pe YouTube a apărut Antidot, documentarul autohton despre hip-hop. Simplitatea și talentul naratorului, prin care îmbină introducerea cu firul epic cu sfârșitul, face din acest documentar un documentar de succes, din care putem trage următoarele concluzii. DJ Dox ar trebui să se reapuce de emisiuni. Norziatic ar trebui să scoată o carte audio. Naiba arată ca naiba. Omul gnom se pare că este artistul anului și în interviurile acordate. După ce da freestyle până n-a mai putut, după ce da punchline-uri până au durut, omul gnom scoate cel mai pertinent album socio-politico-activisto rap de la noi. Se pare că în alte părți se dansează doar propaganda style. Așa, man, nu poate face freestyle cu ochii închiși, pentru că trebuie să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Suntem sabotați, oameni buni. Asta-s documentare, cu DJ Limun ar trebui să se reîntoarcă la școală. Toate astea și mult mai multe puteți afla dacă intrați pe canalul lui Fury, unde ești mai băgavă? Fury Swipe 3 sau Fury Skip 3. Yo, yo, yo și hei, hei, hei! Tot în luna decembrie 2014, și anume a șapte zi, s-a desfășurat mult căutata, mult așteptata, mult turneificata finală de Battle MC Harmonia. 14 MC incisivi s-au duelat în scrimă cu microfonul, aruncarea cu punchline-ul sau bateria de apropouri la juriu. Juriu, anul acesta a fost unul de marcă față de anul trecut, a fost unul de liră, unul de... Și anume, Afo, a.k.a. Aforic, a.k.a. Emil Teleagă, spart de ură, fier ars de ură, și anume prefetatorul rimelor pe loc în România. Doc, proaspăt ieșit din bola lui ca să arbitreze acest match. J, a.k.a. Julian, nu suntem siguri dacă chiar era acolo, dacă a ascultat sau avea alte cărți sau pur și simplu, ținând locul nu i-am jurat. Și omul gnom, cunoscut de Tonic Obiectiv ca și omul gnom. Betul a fost pus în mișcare în picioare de DJ Albu la platane, prezentat de Crem, care anul acesta se pare că nu a fost provocat de niciun alt MC. Sau cel puțin așa știm noi.
De altfel se vede că a fost foarte fericit, destins și a reușit să spună cel mai rap schimbă de până acum. Din câte se poate vedea și pe canalul YouTube Battle MC România, anul acesta s-au dezvoltat foarte multe catchphrase-uri și anume, dăm exemplu, Psihotrop, Off the Dome, Bonel, nu știu ce să zic, Nelly, știi ce zic, Cosmo și Fii Antenă Coaie și Olinuță, Olinuță, care de altfel se pare că a fost și un mesaj subliminar. Felicitări, Olinuță, pentru premiul câștigat. Felicitări, Psihotrop, felicitări, Nelly, felicitări, Bonel. Dar și restul de 10. De ce? Întâmplări în lupă și mine. Cam atât pentru azi, oameni decenți. Ok. Dacă nu va fi anihilat, nu vom vedea și data viitoare unde vom vorbi despre ce a mai ieșit, ce o să mai iasă, ce mai iese în acest moment, mă rog, în acest moment. Ion Diliescu, vă urează numai bine, pace, uitați să respirați și...